5 oameni au murit arși de vii, printre care și o adolescentă, iar alți 6 au ajuns la spital cu diverse traumatisme după ce mașinile în care se aflau s-au lovit violent. Groaznicul accident a avut loc azi dimineață pe drumul național M5, în apropiere de satul Codreanca, raionul Strășeni. Potrivit concluziilor preliminare ale poliției, unul dintre șoferi a efectuat manevra de depășire peste linia continuă și a intrat în plină viteză într-o mașină care venea din sens opus și care se deplasa regulamentar. Vă propunem să urmăriți în continuare filmul tragicului accident. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. În urma impactului extrem de violent, cele două mașini au fost cuprinse de flăcări și au ars ca o torță, iar oamenii au rămas blocați între fiarele contorsionate. În spatele meu este un tablou terifiant. Puteți vedea ceea ce a mai rămas din cele două automobile. Potrivit poliției, teribilul accident s-a produs în jurul orei 9:30 dimineața. Vinovat de producerea lui s-ar face un tânăr de 22 de ani care s-a aventurat într-o depășire periculoasă. El avea în mașină 4 pasageri. Este vorba despre iubita sa de 17 ani, dar și despre o femeie în vârstă de 56 de ani care a urcat la ocazie în mașina morții împreună cu cei 3 nepoți ai săi. Tânăra de 17 ani și femeia de 56 de ani au murit carbonizate. Șoferul și cei 3 copii au ajuns la spital cu diverse traumatisme. Iar în automobilul care circula regulamentar se aflau 5 persoane, toți membrii ai unei familii. Șoferul de 37 de ani, soția acestuia de 32 de ani și mama femeii în vârstă de 54 de ani, toți 3 au ars de vii. În mașină se aflau și 2 copii minori ai cuplului care au scăpat cu viață, dar au rămas orfani. Cei 5 minori care au fost implicați în tragicul accident au vârstele cuprinse între 1 an și 13 ani. Ei au fost scoși din mașinile arzânde de către oamenii care se deplasau sau prin zonă. Toți au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău și se află sub supravegherea medicilor. 3 dintre copii sunt în stare gravă. Au fost aduși 5 pacienți, 5 minori la Institutul Mamei și Copilului, cu vârsta de la 1 an la 13 ani. 3 momentan sunt în secția de reanimare, cu diferite traumatisme, iar 2 încă sunt în examinare, în cadrul unității de primire urgenței, după care se va decide în care subdiviziuni vor fi. Cei din reanimare, stare este gravă, dar la cei care sunt în examinare încă se examinează. Iar șoferul de 22 de ani, care a scăpat cu viață și care s-ar face vinovat de producerea accidentului, a fost internat la spitalul din Strășeni. Am încercat să aflăm care este starea acestuia, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon. În locul unde s-a produs tragedia, circulația a fost sistată preț de aproximativ o oră pentru ca oamenii legii să facă toate măsurătorile și verificările necesare. Din această cauză, în zonă s-au creat ambuteiaje kilometrice. De fiecare dată 15 minute, dar să fie ceva concret, adică eu să mă duc acasă, mă întorc, mă duc unde m-am pornit. Mai avem 40 km până la destinație. Ar trebui să fie ceva concret. Stai jumătate de oră, eu stau jumătate de oră. Nu-mi permis jumătate de oră, mă duc în altă parte, mă duc în treaba mea. Am așa mult timp, dar undeva aproape și vreo jumătate de oră. Nicădată ne spun că 15 minute și nu mai este chip. La Grânjean am acolo un pic de lucru, dar e că posibil să întârzi, pentru că deja e ca 1:18. Oamenii legii au inițiat un proces penal. La fața locului s-a stabilit preliminar că unul dintre automobile nu s-ar fi asigurat și, efectuând manevra de depășire peste linia continuă, s-a tamponat frontal cu automobilul ce se deplasa din sens opus. Pe caz este inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Dacă va fi găsit vinovat de producerea accidentului, șoferul în vârstă de 22 de ani care a scăpat cu viață riscă până la 10 ani de închisoare.